Chiar dacă la majoritatea facultăților admiterea se face pe bază de dosare, candidații spun că îi încearcă emoțiile. Emoții sunt, pentru că e și primul copil la facultate. Nu, ea merge pe litere, germană, engleză, acum Doamne ajută să intre. De ce germană? Este o limbă, din punctul meu de vedere, cu care aș avea destule oportunități pentru viitor și în principal ăsta e motivul de bază. M-am înscris în continuare la facultatea de litere, voi urma, am optat pentru specializarea literatură universală și comparată. Mulți însă își doresc să urmeze facultatea de litere. Printre ei se numără și Ioana Pavel din Bacău. Tânăra își dorește să devină profesoară. Mă duc la facultate de limbi străine, engleză cu spaniolă. Și având în vedere că iubesc foarte mult spaniola, mi-aș dori să după ce o învăț, să predau și altor copii, să fiu profesoară. Și în acest an, candidații se pot înscrie la mai multe facultăți. Anul acesta, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași oferă doritorilor, candidaților noștri, un număr de aproximativ 3400 de locuri la buget, la ciclul licență și aproximativ 2700 de locuri la taxă. La master sunt o proporție cumva asemănătoare cu cea de anul trecut, la fel ca și la licență, la master 2300, la buget 1300 de locuri la taxă, locuri speciale pentru candidații din Republica Moldova și pentru etnicii romi. Valoarea taxelor se păstrează în linii generale în parametrii de anul trecut, între 75 și 300 de RON. Taxele de înscriere variază între 120 și 350 de lei. Olimpicii naționali și internaționali sunt declarați deja admiși. Înscrierile se vor încheia pe 23 iulie, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor se va desfășura în perioada 24-27 iulie.